Salut, Serge, unde ești? Bun, ați la Oslo. La Oslo, dar e cu judecățile tot pe loc, până când. Ești în Norvegia, dar te judeci acasă, încă în Moldova, da? Mă judec, dar pe copil, și niciodată noi eu în Norvegia am ajuns numai pentru copil. Da, te-ai dus acolo... Pentru datorit copilul, am zis, fac să-l pot, pentru că Moldova știi cum. Moldova e și ăsta, niciodată n-am venit de ei. Pentru că așa e la noi, advocatul ei o găsit acum cu dosoare penală, că azi a fost, dar până când e la judecătorul de instrucție. Și-a făcut cânare de am grefiere, cânare și ei, cânare și ei, advocatul ei numai se întinde. Și totul i-a refuzat. Și o măs mâine și la 4, cred că și bă 6 decizii de zile. Dar pe care dosar? Cu ce te judeci tu? Cu schimbarea domiciliului copilului sau... Dosarul penal cu scoaterea ilegală a copilului din țară. Par care era la Hâncești, pentru că i-au ieșit pe la Leușeni, și după aceea l-au trimis la voi acasă, dacă la Florești. Hâncești, totuși eu socot că au luat bani. Aici au fost interesați, înțelegi eu nu? Două ori au făcut, aici cum se cheamă, ordonanță de încetare a dosarului. Și procuratorul general i-a obligat și a luat și a schimbat. O dat la Florești, acolo eu n-am încredere în dânsul. Și pe aici la Florești i-a obligat, i-am să dea și judicata fără dânsa. Înțelegi, nu? Ok. Și mâine e posibil scoate sentința? Nu, mâine încă nu sentința, mâine e judecătorul de aici și dacă îl dă la judecător ca și sentința. Înțelegi? Și schimbă asta dacă iau să fie găsit pe vinovat? Schimbă, sau... multe schimbă, multe, foarte multe schimbă. Schimbă, deodată ați dau să nu le Curtea Supremă. Curtea Supremă a decis că copilul trebuie să rămână cu mama. O decis, nu. Curtea s-a susținut prima instanță, domnul Oleg Gâș, aici nu trebuie din curcat. Trebuie și cu mama. Că în prima hotărâre judecății scrie că copilul... stabilit la domiciliu mama, nu trebuie sancționat față de tată, stat față de copil. Așa e, scris de prima. Asta da, e... da, o stabilit domiciliu în urma divorțului vostru. Da, dar eu nu trebuie și sancționat, cum și eu sancționat acum. Acum, aici e abuz, nu sancționat. Da, pentru că noi ai fost lipsit de drepturi părintești și ai dreptul să-ți vezi copilul și copilul are dreptul să te vadă pe tine. Că Latvia, cum a fost tras la răspundere, caz fix, e 100% ca în eu. Da, au fost și în România mai devreme condamnată tot pentru astfel de abuzuri, că nu au făcut destul ca să apere dreptul copilului de a-și vedea părinte. Eu fost mai înainte cu fost, dar aici e proastă, amul, de 36 s-a pronunțat cu CEDO. 13 aprilie, da? E fix ca în eu. Și acum eu vreau tot să mă țin și autoritatea tutelară. Pentru că aici e foarte complicat și nu vreau categoric să fac dreptate, înțelegi, nu? Eu am scris o cerere încă în luna la octombrie, în octombrie 2022, și până acum nu mi-a dat răspuns. Acum autoritatea tutelară fiind la Florești, în sat sau cum? De la Florești, de la Florești. Uh-huh. Și acum am dat că doamna Cobzac a fost sancționată, dar răspuns nu mi-a dat. O sancționat-o, și eu nici nu știu că ei spun că e sancționată, dar eu știu, mi-a dat o dovadă, n-am nicio dovadă că e sancționată. Uh-huh. Și dar răspuns la și am dat, n-am dat. Acum advocatul se ocupă și dacă nu dau să le facă penal, pentru că trag și la, tras la răspundere conform legislației. Mm. Ce bătaie de joc asta de aici? Atunci când copilul a luat la prim, când a fost în 2016 încă judecata, deodată spune cu tata, pe urmă schimbă hotărârea asta cu mama, de... și eu știu că copilul l-a crescut la 5 luni, înțelegi ori nu? Păi nu, că instanța de fond a zis cu mama și curtea de apel o schimbat, sau cum a fost, că eu parcă așa mi-amintesc. Da, că prima aceasta instanță a dat ilegal cu mama, cum și curtea supremă, a susținut ilegalitatea, pentru că curtea de apel o văs încalcă articolul 60 din codul familiei. Ei trebuie să aibă probe de la psiholog, de la copilul de cine e atașat, legea așa spune. Pentru că copilul de la 10 ani are drept în judecată singur, spui și care ne părinte, până la 10 ani consideră un specialist. De cine e atașat copilul? Dar dumneavoastră cum gândesc că de cine e atașat dacă el a fost apărat 5 luni? E pe mine să nici nu cunoștie. Și acum câți ani are copilul? Acum are 9 ani. Acum e pe mine nu mă știe, ca tată. Care da, deja de câți? De 4 ani, de 5 ani nu te-au văzut de când?
Da, domnul Oleg, asta e abuz. Asta e abuz că e specială făcut așa copilul să îi s-a traumat psihic. Să mă uite mine ca tată. Înțelegi, nu? Asta e abuz, că sunt dovedite. Ia că este... Vă scurtă europeană ce-a spus. Și eu îți drept de când spun, ori nu? N-avea dreptul nimeni să este așa, să ne-l izoleze atâta timp copilul de mine. Nu negai dreptul și copilul are dreptul să te vadă, dar ceva nu a mers la voi. Nu, cum ceva nu a mers? A mers banul, domnule, nu ceva nu a mers, banul a băgat bani. Cum ceva nu a mers că Curtea Supremă a făcut la aceleași două surori aceeași pronunțare. Și amândouă au dosare penale, las că încă la una mai cred că ceva s-o este, dar două zice și amândouă au dosare penale și Curtea Supremă nu văd. Îi judic oameni și dăși câte 20 de ani și dar e ceva nu văd și de omul 20 de ani din partea lor că îi fac asta. Așa și oameni serioși. Cum? Și judecători acolo care au și tăți pensionari acum, care nu numai un dosar o văd să năsă și ei au făcut cu încălcare că ei au ăsta. Domnule, așa și serios. Cistit. Aici e mitul la 100%. Așa 307 din penal au încălcat judecătorii. Pentru că ei au văzut că articolul 63 se încalcă. Și când nu mă văd, ei numai ăsta, ei trebuie să facă favoarea, a mea și copiii trebuie să facă. Sperăm că nu știu, eu nu știu, dar foarte greu. Foarte greu, domnule. Bun, Sergiu, eu m-am lămurit cu situația, credeam că ai deja ceva nou, deocamdată nou e doar dosarul de la CEDO dacă e împotriva altei țări. Al tău încă n-ai nimic trimis la CEDO pentru că n-ai consumat domnule, instanțele interne. Domnule, nu că CEDO, eu nou trec și bătăt. La mine dosarul cu schimbarea domiciliu șede e ca de 5 ani la prima instanță, la examinare încă. Asta invocă legea 87, ai avocați, ai cu cei plăti, invocați legea 87 și obligații să examineze în termen rezonabil. Acum advocatul l-a schimbat, pentru că așa la, eu nu știu, special întindie asta. Așa la advocat a fost la impact cu mine și el tu m-am când m-am refuzat pe dânsul, eu s-o să minte că a fost la impact, înțelegi eu nu? A ce impact? Așa... emisiune televizată? Da, emisiune că a fost public, cazul meu de mult trebuie și finalizat, înțelegi ori nu? De mult. Și am avut și eu cazuri publice. Acolo numai pe YouTube la emisiunea și ei s-au uitat 65.000, dar la noastră care facem este una 75.000 în vârstă. Uh-huh. Și chiar ei nu văd. Nu prea le pasă. Nu, dacă nu le pasă și tras la răspundere că nu le pasă, domnule, pentru că așa e. Fiecare om care face trebuie și traslat, nu care fură o bancă de campot, așa la ideea și ani șede. Dar ești copil, sunt calcă drept copil, dar drept copilul îi dea mai lege. Drept copilul îi dea mai lege. Nu știu, o să vedem, pentru că cu dosarul pe istia penală, eu întrăiesc, aș am sperat deodată. Și acum totuși șansa mare, ne-am crescut 100%, pentru că dacă e judecată, înțelegi, nu? Și numai dacă este istia, eu îl traduc în italiană și mă duc în Italia, cu dânsul și tot, îl dau acolo în judecată. Nu eu copilul, cetățeanul Republicii Moldova. Italia n-are drept să-mi zic copilul. Înțelegi că asta și prima probă. Că e scos ilegal. Da, dar îți dai seama că o să dureze până îți pronunți prima instanță, după aceea curtea de apel și tot așa. Domnule, am așteptat atâta să aștept. Dar să mărg până la urmă. Eu și știu, un pas nu dau în urmă. Și fără de grijă șadă e. Eu gata să mă și la Strasburg, o să fac greva foame, o să mă în Belgia să fac. O să mă cinstit că eu nu lăs așa. Și ați șibă care au încălcat legea, și trebuie să răspundem, pentru că așa-și trebuie. Pentru că așa-și trebuie. Eu mă uitam în cazul cu domnul Pietic, e că domnul Pietic tot bravo. Să vine și șere, acum statul trebuie să-i dai o grămadă de bani pentru că au încălcat legea. Și așa și închis pentru asta. Dar la mine copilul ni l-a scos, copilul care știu că copilul și-a crescut de mic. De 5 luni l-am crescut, copil de sân. Nu știu, nici nu știu, cu autorități nu vreau și că le dau câte să nu vreau. Aici tot se meargă, dar advocatul acum să-i dau special și să înceapă și a lucra și cu dânsă. Pentru că ei sunt obligați. Nu trebuie să spui nici că eu să mă duc să ne aduc copil, că nu pot să fac nici, dar ei pentru și eu bani. Să mă trimat mine în Italia să iau copilul? Nu, e că ei pentru și statul plătește o grămadă bani. Cât să deși? Dacă eu trebuie să mă duc, să plătești nici statul, dar eu mă duc sigur să ne iau copilul, să ne iau copilul.
De ce se plătească lor salariu? Din banii noștri. De acord. Bătaie de joc, domnul Oleg, dar cred că din Norvegia nu mă mai duc, gata, aici așa se rămân. Pentru că aici țara îți bate capul de cetățeni. Dar am codul personal, eu schis aici în, ca cetățean și statul acum îți bate capul de mine, înțelegi ori nu? La fel de tare ți-a plăcut și în Olanda și de București, era încântat. În Olanda nu, în Olanda în Aista, dar aici am sună, am ca cetățenie. Aici am drept, am număr personal, am... Statul îți bate capul, e că acum dacă a rămas fără lucru, statul nu mă lasă. Eu am lucrat, el îmi plătește acum. Înțelegi? Îți bate capul de cetățeni, nu ca la noi. La noi îți duci copilul și nu îți bate capul nimeni. Să-l aduc, ei sunt obligați. Legea spune, statul în primul rând trebuie să duc copilul. Este convenție de la Haga. Eu am făcut întâi felul să iei să... Și așa că așa, sperăm că acum adem să... să limpeze apă, dar păi 5 ani, domnul Oleg, 5 ani, că fix ca cazul ăsta care este tot din 2018. Tot din 2000, de când la mine s-a început. Cu Lituania? Da. Sau Letonia? Sperăm că de acolo am văzut că e engleză, el cu traducere nu e nicăieri, nu se poate de-l traduc cumva. Cu timpul o să le traduc, sau să apară probabil și în română pe site-ul Curții Europene, drepturilor omului, sau poate asociația aceea, juriști pentru drepturile omului, să-l traducă. Ei de obicei traduc hotărârile împotriva Moldovei. Poate între timp înveți tu vreo limbă. A? Poate între timp înveți tu engleza, franceză. Nu, eu aș vrea aici, stai că acum la cursurile sunt... Norvegiană. Norvegian. Dacă stai și degeaba, ai timp și învață limba, dacă vrei să rămâi acolo. A să învăț, a să învăț. Nu bine, domnule, sperăm că să și băi ăsta. Hai, noroc. Succes, noroc. Mersi.